Bună ziua, bine ați venit la Business On Air. Discutăm despre business în condiții de pandemie, dacă pot să spun așa, și despre o activitate mai deosebită. O să vedem cum s-a pliat această activitate pentru condițiile de astăzi. Vorbim așadar astăzi cu invitații noștri, cu domnul Liviu Matescu, președintele ARTS, Asociația Română pentru Tehnică de Securitate. Bună ziua, bine ați venit la RFI. Vă mulțumesc pentru prezență, domnul Matescu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. De asemenea, alături de noi este și domnul Stelian Arion, vicepreședinte al ARTS, al Asociației Române pentru Tehnică de Securitate. Bună ziua, vă mulțumesc de asemenea pentru prezență, domnule Arion. Bună ziua și bună ziua și ascultătorilor noștri. Spuneam că e un domeniu mai special pentru că vorbim despre o zonă de securitate fizică, de securitatea companiilor, despre tehnică de securitate. Reprezentați această industrie și sigur că a trecut și ea printr-o serie întreagă de transformări. O să le discutăm imediat. V-aș ruga, domnule Liviu Matescu, să plecăm poate de la securitatea fizică în perioada aceasta a pandemiei. Care sunt modificările importante? Cum vedeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă și care sunt provocările evidente ale acestui moment? Da, trăim cu toții cu timpuri foarte, foarte speciale, neînchipuite până acum câteva luni. Și dacă la început am crezut că este o perioadă destul de scurtă și că vom trece repede peste, iată că perioada s-a prelungit și din acest motiv viața a trebuit să meargă înainte, inclusiv business-urile au trebuit să meargă înainte. Și oarecum ne-am adaptat. Ne-am adaptat, e adevărat, sunt în continuare multe probleme, multe greutăți în derularea business-urilor, în special pe zona asta de tehnologii de securitate, dar sunt și oportunități totodată care au apărut și care, eu cred că odată lucrurile făcute, implementate, dezvoltate, nu cred că se vor mai schimba atât de curând. E adevărat, sunt multe lucruri de spus, începând cu munca de acasă, care a dus la o schimbare de paradigmă în privința relației angajator-angajat. E adevărat, nu toată lumea poate lucra de acasă, dar majoritatea lucrează de acasă. Chiar citeam recent o știre care spunea că marile companii au extins perioada de muncă de la domiciliu până în iulie anul viitor. Deci așteptările nu sunt ca această pandemie să se sfârșească atât de curând sau condițiile de securitate sanitară să permită din nou lucrul în birouri, mai ales open space sau clădiri de birouri cu care adună foarte mulți oameni. Da, într-adevăr, sunt niște lucruri ciudate, trebuie să purtăm măști, trebuie să fim triați, trebuie să ni se măsoare temperatura atunci când intrăm în spații publice. Lucrurile astea au ajutat într-un fel industria paralelă, să zicem, de securitate s-au dezvoltat mici oportunități în zona noastră, cum ar fi, de exemplu, măsurarea temperaturii cetățenilor cu camere video și softuri specializate, detectarea persoanelor care poartă sau nu poartă măști în spațiile care sunt aglomerate. În continuare se pot găsi multe aplicații, inclusiv softuri care îți spun în fiecare moment dacă ești într-o zonă de contact posibil cu cetățeni infectați. Alte țări chiar au dus și mai departe acest tracking, această urmărire a pacienților cu potențial de infectare. Au dus chiar mult mai departe această tehnologie și mai ales implementarea ei. Da, deci iată, avem deja numit câteva lucruri extrem de interesante care sunt legate de această tehnică de securitate fizică. Și atunci, domnule Arion, am să vă rog și am să vă rog să completați aceste informații, pentru că, spunea domnul Matescu, pleacă de la instrumente foarte simple pe care acum le vedem foarte des, nu? De la măsurarea temperaturii cu un aparat, nu știu cum să-l numesc, de la intrarea în magazine până la intrarea în spațiile de muncă,
Așadar, cum vedeți acest impact pe care pandemia l-a avut asupra tehnicii acesteia de securitate fizică? Aș face o remarcă că mecanismul de securitate este așa ca o mănușe pe activitatea în modul în care ea se desfășoară atunci când se face analiza, când se face analiza de risc evaluare. Această pandemie a schimbat foarte mult din condițiile inițiale. În primul rând, sediile nu mai sunt ocupate cu atât personal cât era înainte, pentru că mare parte din el se află acasă și lucrează de la distanță. Pe de altă parte, deci sunt lucruri care apar vulnerabilități noi, apar riscuri noi și însăși munca de la distanță induce o serie de riscuri, sigur că sunt mai degrabă riscuri de securitate cibernetică, dar pot fi și riscuri de securitate fizică. Dacă, de exemplu, persoana respectivă îi se fură echipamentul de calcul care lucrează în companie. Pe de altă parte, o serie de noi activități care au apărut la nivelul unei persoane juridice, ca de exemplu acest triaj al persoanelor care intră în clădire. Ce se întâmplă în situația în care unul dintre ei, o persoană contaminată, este descoperită în clădire? Cum se reacționează? Dacă vreți, aceste probleme, care în principiu sunt niște probleme operaționale, ele prin extinderea, să zicem, caracterului lor special, au ajuns să fie oarecum privite ca probleme de securitate fizică. Vedeți că la intrarea în magazin, în supermarket, este un pasnic care vine și vă măsoară temperatura. Deci un pasnic, nu e un angajat al magazinului. Ce am vrut să spun că tot contextul ăsta de securitate fizică oarecum se schimbă. Și în principiu fiecare persoană juridică ar trebui să-și reanalizeze problemele și riscurile cu care se confruntă în perioada asta și să-și adapteze mecanismul de securitate la acest lucru. Ceea ce nu neapărat se întâmplă. Ceea ce nu neapărat se întâmplă și probabil că din punctul de vedere al infracționalității, infracționalitatea nu a crescut foarte mult, mai ales că a fost o perioadă de situații de urgență în care circulația a fost restricționată și coții nu au putut să circule la fel de bine ca înainte. Deci am putea să spunem că din punctul ăsta de vedere există poate un status quo, ceea ce nu știm dacă nu în viitor se va agrava fenomenul de criminalitate pe fondul crizei economice. Da, aici încă o întrebare, domnule Arion. Planurile acestea de securitate ale companiilor despre care vorbim de mulți ani de zile spuneați că trebuie adaptate. Ați spus de asemenea, dacă am reținut exact, faptul că firmele nu s-au mișcat încă sau, mă rog, n-au făcut aceste lucruri sau o parte dintre firme. Va fi mai complicat sau mai simplu? Pentru că ați dat niște elemente care par să aducă ideea că lucrurile vor sta dintr-un anumit punct de vedere ceva mai ușor, mai simplu, și aici mă refer la faptul că sunt mai puțini oameni, mai lucrători, mai puțin salariați, dar în același timp poate fi mai complicat, și aici vă rog să completați dumneavoastră. Sigur, e greu de spus dacă mai puțin salariați înseamnă mai simplu. Da, și asta e adevărat. Nu știm neapărat, pentru că un hoț acolo unde avem mulți angajați nu prea atacă, că e chiar e considerat și în analiza de risc un criteriu de, mai să zicem, ineficiență a atacului unui hoț atunci când sunt mulți oameni în preajmă. Deci, din punctul ăsta de vedere, e greu de spus dacă o prezență mai mică la sedii există, ridică probleme de securitate mai mici. Dar, pe de altă parte, sigur că fiecare societate are datoria și este în interesul ei să-și actualizeze mecanismul de securitate. Există un cadru legal care obligă organizațiile să facă analiza de risc o dată la 3 ani de zile sau după evenimente deosebite. Eu aș interpreta că această pandemie e un eveniment deosebit și, după părerea mea, ar trebui făcut. Sigur că nu asta este prima grijă a persoanelor juridice în momentul ăsta, ci mai degrabă grija este să nu contaminăm, să nu fim nevoiți să oprim activitatea și să gestionăm această criză, reducerea veniturilor, care, părerea mea, este că este aproape quasi unanimă. Pe de altă parte, această criză ridică și o serie de oportunități și oarecum confirmă un fenomen care a început să se întâmple de ceva timp, și anume că tehnologiile de securitate au efecte și din punct de vedere operațional. Și acum, de exemplu, tehnologiile de sigil și special supravegherea video. Acum supravegherea video nu face numai securitate, dar face și controlul traficului rutier într-un oraș, de exemplu. Televiziunea face și controlul și triajul febrei și identificarea persoanelor care nu poartă mască și păstrarea distanței sociale și numărarea persoanelor care intră în magazin. Televiziunea cu circuit închis îți dă o informație asupra
principalelor mărfuri care se vând, adică locurilor în care oamenii se opresc în magazin și așa mai departe. Deci am vrut să spun că aceste tehnologii care încep să aibă efecte în mai multe domenii de activitate vor fi din ce în ce mai mult utilizate pentru că ele devin foarte rentabile ca investiție. Deci cine modernizează acum va face câțiva pași înainte și prin faptul că va folosi tehnologiile de astăzi și tehnologiile viitorului, nu numai cele de azi. Domnule Liviu Matescu, domnul Arion a dus că pe acest drum interesant al oportunităților, evident e o butadă care spune că în orice criză există și oportunități și așa se și întâmplă și v-aș ruga să poate să continuați aceste idei apropo de oportunități. Am văzut că o parte dintre companii se mută în online, prin telemuncă sau, iată, prin anumite cursuri. Știu că aveți la RTS, la Asociația Română pentru Tehnică de Securitate, foarte curând, săptămâna viitoare, aveți un târg care se va desfășura online. Vă rog să ne spuneți și despre oportunități și despre aceste activități pe care le faceți dumneavoastră la RTS. Da. Într-adevăr, se nasc și oportunități. De exemplu, citeam recent că domeniul construcțiilor a crescut în primele 8 luni ale anului cu 8% față de anul trecut. Și cu toții am observat că se construiește foarte mult, în cel puțin în jurul nostru, în București, am văzut că se construiește foarte mult. Asta ce a însemnat? Într-un fel, locul ăsta de muncă în construcții a fost ceva mai sigur. Deci oamenii n-au interacționat foarte apropiat. Locurile au fost destul de sigure, n-au fost cazuri de îmbolnăvire în rândul muncitorilor din construcții. Oamenii s-au dedicat, având mai mult timp liber, mulți au stat acasă, s-au dedicat completării, îmbunătățirii, știu eu, apartamentelor, locurilor în care locuiesc. Deci acest domeniu al construcțiilor, de care activitatea noastră este destul de strâns legată, pentru că nu uitați că mulți dintre membrii noștri fac instalații pentru construcții. Instalațiile de detecție, semnalizare la incendiu și de stingere la incendiu sunt componente ale construcțiilor. Aceste lucruri înseamnă că au mers spre un făgaș pozitiv, deci dacă s-a construit mai mult, implicit s-au făcut mai multe instalații. Pe de altă parte, multe din clădirile de birouri sau alte clădiri care au fost înainte foarte populate și au fost nevoite acum să-și trimită personalul la domiciliu, au reclamat faptul că nu mai vor întreținere la sistemele de securitate pentru că ei nu mai au personal în clădiri, ceea ce este un mare pericol pentru că riscurile rămân, riscurile de apariția unor evenimente rămân în continuare. Dar, evident, criza economică care nu trebuie să uităm, ea va fi, există și va fi pentru o perioadă destul de lungă de timp, va face ca companiile să chineze bugetele legate de securitate și atunci, evident că și firmele noastre vor suferi, mai ales cele care activează în domeniul mentenanței sau realizării de instalații noi, dar nu pentru clădirile de business neapărat, ci mai mult spre zona rezidențială, pentru că acolo văd că este boom imobiliar masiv. Deci construcțiile reprezintă cea mai puternică industrie la nivel mondial. 13% din PIB-ul mondial este generat de industria de construcții. Deci, dar aceste construcții sunt de trei tipuri. Construcții industriale, real estate-ul și construcții de infrastructură. S-ar putea ca în detrimentul construcțiilor de un anumit tip să se investească poate mai mulți bani spre infrastructură și se vede clar acum că se investesc mulți bani în zona de real estate pentru că mulți oameni au constatat că preferă să trăiască la curte, la casă, decât să trăiască în blocuri în comunități mari unde riscul de contaminare există. Aveți de ce spuneți că sectorul de construcții, am să completez cu o singură idee și anume am văzut că pe datele de produs intern brut ale trimestrului 2 ale acestui an, un trimestru în care economia românească a fost extrem de lovită de
această pandemie. Sunt două excepții acolo, și anume, cum spuneați, construcțiile și tehnologia informației. Într-un fel, domeniul dumneavoastră este la granița acestor... Exact. Și acum să revin la întrebarea dumneavoastră. Într-adevăr, asociația încă din primele momente s-a decis să treacă, să facă solicitare de trecere a cursurilor în online. Lucrul ăsta l-am făcut foarte rapid, ne-am mișcat foarte rapid și practic n-am pierdut serii de cursanți. Mai mult decât atât, am avut bucuria să constatăm că s-a îmbunătățit numărul de participanți, adică a crescut numărul de participanți la aceste cursuri de calificare, de specializare, pentru că oamenilor le-a fost mai comod să stea acasă și să urmărească cursurile decât să se deplaseze la București. Poate mulți dintre ei erau din provincie, unde îi costau și hotelul și transportul și masa și așa mai departe. Deci a crescut numărul de cursanți. De asemenea, am obținut și posibilitatea examinării online, lucru care iar a atras mulți cursanți. Și eu nu am decât să mă bucur din punctul ăsta de vedere. Sunt convins că calitatea cursurilor nu a scăzut nici de cum. Sunt puțin, mă rog, mă întreb oarecum în privința practicii. Dacă practica, mă rog, este la fel de bine făcută în condițiile astea, pentru că noi avem o componentă practică a cursurilor. Asta e o problemă a sistemului educațional românesc, pe care și-o pun de la universități până la școli generale, să spunem, nu? Exact, exact. Totodată apare o altă provocare majoră pe care o vom trata și în zilele evenimentului de săptămâna viitoare, și anume securitatea cibernetică. Pentru că toate aceste conexiuni online, toate informațiile care acum se transmit online, toate astea trebuie să fie securizate, pentru că pericolul de... cum să spun, de atac asupra transmiterii informațiilor este destul de mare în lumea digitală. Și o să vedeți că o să avem un invitat de la Euroalarm, asociația europeană din care facem și noi parte, care ne va vorbi despre acest subiect. Cred că veți fi prezent chiar în panelul cu acest domn. Provocările securității cibernetice cresc, așa cum spuneți. Doar să reamintim ascultătorilor noștri că suntem la Business On Air, discutăm despre securitate fizică, despre securitate cibernetică și despre tehnică de securitate, împreună cu domnii Liviu Matescu, președintele RTS, Asociația Română pentru Tehnică de Securitate, și cu domnul Stelian Arion, vicepreședinte al RTS. O să ne întoarcem la evenimentul de săptămâna viitoare, dar aș fi vrut până atunci, domnule Stelian Arion, să mai discutăm despre Smart City. Este o temă care apare în ultimii ani foarte des în dezbateri. Se și întâmplă niște progrese în unele orașe din România. Credeți că această situație nouă va mări viteza de a avea Smart City, ceea ce numim Smart City, sau, eu știu, dimpotrivă va aduce probleme? Vă rog, care este opinia dumneavoastră? Părerea mea este că progresele care se fac și sub... Brăla asta, în conceptul ăsta de Smart City, sunt deocamdată mărunte în plan orizontal. Adică să fac diverse instalații pilot, să fac diverse automatizări. Nu prea cred că putem să vorbim de Smart City deocamdată. Pentru că Smart City înseamnă să pui în centru problemele cetățeanului, problemele modului de viață, confortului, modul în care el cooperează pentru a găsi acel echilibru necesar orașului și acea viață care să fie mulțumitoare pentru cetățeni. Dacă ne uităm în istorie, evoluțiile în istorie ale orașelor au fost legate de evoluțiile societății, de problemele pe care societatea le-a întâlnit și apoi au dus la modificarea vieții în oraș. Și cred că și perioada asta de pandemie va duce la astfel de modificări. Ceea ce considerăm noi este că problema proiectelor de Smart City trebuie tratată un pic altfel, trebuie tratat în dialog cu autoritățile și în dialog cu, vreau să spun, administrațiile, cu administrația locală și poate și cu administrația centrală, și în dialog cu mediul de cercetare, pentru că, de fapt, soluțiile trebuie să fie mai degrabă inovative.
De aceea, noi, deși de vreo 5 ani de zile ne-am preocupat de, alături de Asociația de Transport Inteligent din România și de sucursala românească a Consiliului Național Mondial al Energiei, ne-am preocupat să facem o conferință. Am avut 5 ediții. Anul trecut am decis să instituim să înființăm un cluster de inovare, pentru că, după părerea noastră, soluțiile către orașele inteligente trebuie dezvoltate, sunt soluții speciale care trebuie dezvoltate de la caz la caz. Pur și simplu, simpla aplicare a tehnologiei nu este suficientă. A zice că primii pași care trebuie făcuți în acest sens ar fi ca fiecare oraș să-și facă o strategie de smart city în care să-și identifice problemele principale pe care le are, țintele unde trebuie să ajungă și câteva linii prin care ar trebui să meargă și de-abia apoi ar putea să înceapă să facă proiecte și să-și aloce resursele. În acest... Problema cu resursele... Vă rog. Da. Vreau să spun că problema cu resursele e o problemă destul de stufoasă, pentru că în principiu la nivelul orașelor nu prea există aceste resurse, multe dintre ele ducându-se spre a rezolva probleme de încălzire sau a rezolva tot felul de probleme sociale, plus ineficiența pe care o cunoaștem toți a administrației oarecum birocratice din România. Dar, pe de altă parte, există oportunitatea fondurilor europene. Numai că și la fondurile europene, dacă vă uitați pe SEAP și analizați care sunt, o să vedeți trasee de apă, aducerea apei în localități, cămine culturale, 3-4 tipuri de proiecte care se repetă peste tot. De ce? Pentru că au învățat unii să facă niște proiecte europene și le repetă toți pe aceleași. Deci aici e o problemă foarte mare, pentru că de fapt sunt niște bani pe care noi nu-i folosim cu eficiență și ar trebui să facem minuni cu ei. Am înțeles. Vreau doar să completez. Aveți dreptate că poate alegerile locale desfășurate recent vor aduce un impuls nou în acest sens. Va trebui să vedem dacă se adeveresc aceste speranțe, dacă se materializează sau ele rămân la nivel de speranțe. Domnule Arion, doar câteva cuvinte de la dumneavoastră legate de conferința de săptămâna viitoare. Este complet în online. Are însă și o parte interesantă. Nu înțeleg că vizitatorii pot să vadă, vizitatorii din online pot viziona standuri. Dați-ne câteva amănunte, vă rog, legate de... Sigur, noi trebuia să ținem această expoziție națională, care este o dată la 2 ani de zile și, din nefericire, nu s-au mai putut organiza astfel de evenimente în mediul fizic și nici nu știm când se vor putea organiza. Noi, în principiu, am amânat acest eveniment în mediul fizic pentru anul viitor, dar ne-am decis să nu pierdem timpul și să fim prezenți în mediul online cu o replică electronică a acestui târg de securitate. De aceea vom avea în acest târg de securitate vizitatorii noștri, vor vedea pe de-o parte standuri expoziționale, deci ei vor fi destul de aproape de sentimentul, de trăirile pe care le au atunci când vizitează o expoziție, pentru că în standurile respective vor vedea atât însemnele principale ale expozanților, cât și posibilitatea de a avea acces la prezentări ale companiilor respective, la cataloge de produse ale lor, la filmulețe de instruire și de prezentări tehnice sau comerciale și nu în ultimul rând la un dialog direct prin canale chat cu unul sau doi reprezentanți ai companiei respective. Deci oarecum încercăm să simulăm cât se poate de aproape de ceea ce poți întâlni în mediul fizic atunci când te duci în expoziție și în această manifestare online. Va fi interesant. Suntem foarte aproape totuși, iată cât de repede a trecut timpul de dialogul nostru, dar mai avem timp pentru concluzii și va ajunga domnule Liviu Matescu ca o concluzie, dar și ca o informație utilă apropo de evenimentul de săptămâna viitoare. Cum se poate înscrie un doritor pentru acest eveniment? Cum poate ajunge la acest eveniment? Și va ajunga de asemenea să ne mai spuneți care sunt pe viziunea dumneavoastră vis-a-vis de viitorul apropiat, adică de ce se va întâmpla cu această industrie în anul viitor, nu mergem cu ideea prea departe. Da, în primul rând, evenimentul de săptămâna viitoare este un eveniment combinat, el va avea și o componentă de conferință. Anul acesta noi aveam programată la iunie conferința națională a asociației, care din motive obiective n-a mai putut fi ținută în mediul fizic. Am reușit să facem conferința pentru analiză de risc în mediul electronic, aceea am transferat-o prima.
Cea de-a doua n-am putut organiza în mediul fizic și am încercat ca cu ocazia târgului din această toamnă, să târgului electronic de data asta, să combinăm și să realizăm un concept de expo-conferință. Așadar, săptămâna viitoare, pe perioada celor trei zile, vom avea și o conferință în care vor fi paneluri cu teme foarte interesante, care vor fi dezbătute de către paneliști, cu posibilitatea de a interveni, de a pune întrebări și obține răspunsuri de către participanții online la această conferință. Acum, cum te poți înscrie? Deci te poți înscrie prin tot online, evident, subscrii la, îți transmiți niște informații legate de identitate și de profesie, loc de muncă și obții un link unde poți după aceea, la momentul deschiderii evenimentului, să aderi și să intri în eveniment. Deci destul de simplu, cum se... E destul de simplu, evident. Și participarea este gratuită. Acum, întrebându-mă ce vom face pe viitor, evident, este părerea tuturor colegilor mei că evenimentul fizic nu va putea atât de ușor fi înlocuit, pentru că suntem totuși ființe sociale și simțim nevoia de socializare directă. Chiar dacă tehnologia ne-a ajutat foarte mult în perioada asta, simțim nevoia de apropiere, de a ne privi în ochi direct, de a simți acea trepidație pe care, din păcate, nu mai percepem acum. Dar dacă lucrurile vor merge bine, prima ediție care va fi organizată, nu știm când, poate la primăvară, poate în toamna anului viitor, sperăm ca nu mai târziu să se întâmple lucrul acesta, va fi o ediție organizată în pavilioanele noi, într-unul din pavilioanele noi de la Romexpo, în condiții mult superioare față de ultimele evenimente. Suntem în discuții foarte avansate privind un parteneriat cu un mare organizator de târguri și expoziții și mă refer la Messe Frankfurt, care și-a oferit sprijinul ca să popularizeze acest eveniment al nostru și să îi crească valoarea și forța. Deci o să avem partener Messe Frankfurt. Deci, pentru viitor o dezvoltare, să spunem, Messe Frankfurt fiind unul dintre cei mai importanți organizatori de târguri și expoziții din Europa, trebuie să spunem acest lucru, ceea ce e foarte... Din Europa și din întreaga lume. Da, din întreaga lume, de fapt, da. Da. Deci ei au, cum să spun, am avut întâlniri tot online, din păcate că întâlnirea reală s-a anulat, a fost programată tocmai pentru luna martie, când tocmai atunci începuse pandemia, deci, dar am concluzionat că la prima ediție vom începe colaborarea noastră și se pare că în domeniul nostru trebuie testat acest concept de expo-conferință, pentru că din multe puncte de vedere, online-ul și internetul acoperă o foarte mare parte legată de prezentare de produse, de soluții. Le poți face și online astea, le poți vedea online. Mulțumesc! Ce înseamnă apropiere, înseamnă să ne vedem între noi și să discutăm. Mulțumesc! Doar într-un minut, vă rog, domnule Arion, cu câteva concluzii legate de, hai să spunem, de industria de tehnică a securității. Către ce se îndreaptă această industrie din ceea ce putem vedea în acest moment? Sigur că e o întrebare complicată, dar v-aș ruga un răspuns succint doar într-un minut, pentru că suntem la final. Spune că industria noastră și suferă ca restul industriei, marea majoritate a industriei, dar pe de altă parte și profită de oportunități și se mișcă destul de repede. Eu zic că ne mișcăm și fac un apel, o invitație ascultătorilor, că dacă vor să ne vadă cam ce vrem să facem în viitor, cam unde suntem acum, între 21 și 23 pot să vadă varianta electronică a târgului Romanian Security Fair, iar în 4 noiembrie pot să vadă conferința de Smart City. Interesant. Așadar, rămânem cu această invitație. Le mulțumesc domnilor Liviu Matescu, președintele RTS, Asociația Română pentru Tehnică de Securitate, și domnului Stelian Arion, vicepreședintele RTS, pentru prezența aici la RFI și pentru informațiile pe care ni le-au oferit. Eu sunt Constantin Rudițchi și vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI. Toate cele bune, să ne auzim sănătoși!